Floarea înțelepciunii și iarba puterii, de Petre Crăciun. Într-un sat neștiut de nimeni, își duceau liniștitele zile ale bătrâneții doi oameni nevoiași, dar bun la suflet, precum pâinea scoasă din cuptor. Trudiseră din greu o viață întreagă, însă altă agoniseală nu aveau decât o cocioabă, cât să nu-i plouă și să nu-i ningă. Mai aveau 2-3 găini prin obor și un cot de pământ. Adevărata lor bogăție erau 2 flăcăiandri pe care iubeau mai mult decât orice pe lume. Când au simțit că li se apropie sorocul, i-au chemat înainte și l-au spus cu blândețe: "Dragii noștri, zilele omului sunt numărate și nu va mai trece mult până când bunul Dumnezeu ne va chema în împărăția Lui. Oricât ne-am osteni, noi altă avere afară de zidurile astea și de cotul acela de țărână nu vă putem lăsa. Bucurați-vă de ele întocmai ca niște frați și vă mai împărtășim o taină. La capătul lumii se află 2 plante fermecate. Una se găsește în partea răsăritului și poartă numele de iarba puterii, iar cealaltă în partea apusului și îi zice floarea înțelepciunii. Vă simțiți vrednici să purcedeți în căutarea lor? Vom face din noapte zi și nu ne vom găsi odihna până ce nu vom intra în stăpânirea lor," au grăit cei 2 flăcăi. "Nici nu cugetați câtă bucurie îmi fac vorbele voastre curajoase. Care dintre voi socoate că îi se cuvine iarba puterii?" "Mie, tătucă, deoarece sunt cel mai mare," se grăbi să răspundă unul din băieți. "Dacă tu găsești cu cale că-ți priește iarba puterii, a ta să fie. Vei pleca în căutarea ei în ziua când noi ne vom găsi odihna veșnică. Fii cu băgare de seamă numai să pleci în amurg, pentru că doar așa vei izbândi. Ție, Prâsliu, îți rămâne floarea înțelepciunii. Dar ciulește bine urechile, porunca este să pleci în căutarea dumisale numai la evirea zorilor." Înseninat ca după o binecuvântare, bătrânul tăcu. Mai trecu ce mai trecu și cei 2 oameni nevoiași își găsiră liniștea cea fără de sfârșit. Flăcăii îi plânseră ca pe niște părinți drept și iubitori ce fuseseră și îngropară după datina străbună. Seara s-au îmbrățișat în pridvorul casei, luându-și rămas bunul de la celălalt, iar pe la amurg fratele cel mare o apucă spre răsărit. Prâslea mai dormi o noapte în odaia unde văzuse lumina zilei, iar a doua zi în zori plecă și el spre soarele apune. Părăsind bătătura sărăcăcioasă, flăcăul ce alesese iarba puterii își făcu o cruce de voinic și se întinse la drum. Și merse zile și nopți de-a rândul, până ce ajunse într-o țară de care nu auzise nici măcar din istorisirile celor mai bătrâni neguțători. Neavând unde și întinde mindirul peste noapte, rămase acolo, văzând cu mirare că oamenii de prin preajma locului fugeau de treburi mai ceva ca necuratul de tămâie. "Un bun?" întrebă el un drumeț care se nimeri să-i treacă prinainte. "Ce nume poartă țara aceasta unde numai desfătările au căutare?" "Potrivite vorbețe și din gură străine, pentru că te afli în țara desfătărilor. La noi
cât e ziulica de lungă, alta n-ai să vezi decât numai mese îmbelșugate, lăutari pântecoși, precum și alte desfătări câte nici nu-ți trec prin minte. Nici în basmele spuse de moșul meu n-am auzit de o astfel de țară, cugetă flăcăul, neștiind ce să fac. Ar fi ocolit-o pe la hotar, dar cine știe megie și cum erau și apoi păcate prețiosul său timp. După o scurtă chipzuință, o luă de-a dreptul, înfruntându-se puțin câte puțin din plăcerile care te îmbiau pretutindeni. Azi așa, mâine așa, se prinseră desfătările de el mai ceva ca lipitoarea de piele. Ce să mai zic, începuse să-i dea inima ghie să rămână acolo pentru vecie. Amintindu-și de legământul făcut înaintea părinților, se hotărâ. Am să plec neîntârziat în căutarea ierbii, cu ajutorul ei, toate plăcerile din lume știute și neștiute, gustate și negustate, vor fi ale mele. Se întinse la drum și merse, cine mai știe câtă vreme și câtă întindere. Tocmai când se deprinsese mai bine cu singurătatea, iată că îi se arătară în cale turnurile unui cetăți. Avea să intre în țara oamenilor lingușitori și a vocilor promițătoare. Abia trecuse de porțile cele înalte când, ce să vezi, o gloată numeroasă se strânsese în jurul său. Călătorule, grăi un oarecare, de când au fost durate porțile astea, nu am văzut trecând pe sub ele un om mai curajos și mai înțelept decât tine. Și mai mărinimos, adăugă altul lingușindu-l meșteșugit, și mai chipeș, și mai cinstit, și mai cu frica lui Dumnezeu, urmară pe rând alții și alții. Oare ce merite neobișnuite am eu? Se întrebă flăcăul. Și dacă le am, de unde-mi cunosc străinii ăștia toate tainele? Se suci, se răsuci, dar nu găsi răspunsul. La urma urmei, nici nu prea mi-a interesă, atâta vreme cât era întâmpinat pretutindeni cu cele mai strașnice lingușeli. Nu trecu mult și prinse o iubire adâncă de lingușitorii care se întreceau în a-l lăuda și în a-i face până și cele mai nerușinate hatâruri. Cum era să nu-i placă dacă era numit regele înțelepților, tocmai când făcea câte o boagănă, sau mărinimos când se vedea a fi cel mai mare zgârie brânz? Ce mai calea valea? Trăia omul nostru ca în grădina începutului. Într-una din zile, o voce apărută ca din senin îi sună în ureche. Dragul meu, o clipă nu mai zăbovi, ia-ți bocceaua și pleacă neîntârziat în căutarea ierbii puterii. Când o vei avea, vei stăpâni peste o țară mai mare, cu oameni care sunt mult mai meșteri în a te lingușii. Cu strângere de inimă, pentru că cei în mână nu-i minciună, își luă ziua bună de la cei pe care îi îndrăgise atâta și își văzu de drum. Întâlni înaintea sa munți înalți și pustiuri fără margine, dar nu se dădu învins. Gândul la desfătările din prima țară și lingușelile din cea de-a doua îi dădea putere să treacă peste orice piedică. La un timp, după ce sparse câteva perechi de opinci și schimbă mai multe rânduri de straie, ajunse într-o țară care se deosebea cu totul de cele prin care trecuse până atunci. Se afla în împărăția orbilor. Căută oameni asemeni celor pe care îi știa, dar în zadar. În loc de plăceri, găsea suferință.
iar în loc de laude avea parte numai de priviri disperate. Spune-mi, omule, întrebă el un bătrân, de ce este atâta jale în țara voastră și mai cu seamă de ce ați găsit cu cale să o numiți a orbilor? Ehei, străine, multă nenorocire vei vedea. La noi, când cârboitorii devin din cale afară de trufași, își pierd lumina ochilor, orbesc și nici măcar nu-și dau seama, conducându-ne ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Sărmana țară, cârmuită după cele mai smintite porunci, se duce de râpă, iar oamenii sărmani îndură toate chinurile iadului. Când auzi una ca asta, frate de cel mare o luă la sănătoasa și nu se mai opri decât la hotarul țării, unde își scuipă în sân zicând pentru sine: ce minciună! Nu se poate ca puterea să te orbească! Tare-mi vine a crede că și-a vărât coada vreun împielițat. Încredințat de adevărul gândului său, se mai uită odată în urmă, își făcu semnul crucii și plecă la ale lui. De acum, drumul său era tot mai greu de străbătut. Văzând stâncile uriașe și hăurile înspăimântătoare pe care soarta îi le scotea în cale, flăcăul chipzui că nu mai putea fi mult până la iarba puterii. Adevărat, nu peste multă vreme sări un munte cât cerul de înalt. Era muntele puterii. Își făcu sieș curaj și prinse a se cățăra pe stâncile ascuțite, învăluite niște vălăduci cu miros de pucioasă. Când ajunse în vârful muntelui, hainele erau rupte, opingile sparte, dar inima îi era plină. Avea iarba puterii, care creștea într-un decetar de pământ galben și uscat. Se minună cât de mult semăna cu mătrăguna, dar unde să cu băgare de seamă la chimir și se grăbi spre casă. Înapoiat în țara de unde venise, uită să mai treacă pe la coliba părintească și se duse direct la împărăție, unde se întâmplă că luminatul, Crai, își dădea obștescul sfârșit, fără ca cel de sus să-l fi bucurat cu vreun cocon. Având iarba puterii asupra sa, feciorul cel mare făcu și el ce făcu și nu peste multă vreme se urcă el însuși în jilțul împărătesc. Ehe, dar multă vreme a trecut de când nu a mai spus nimic despre prâslea. A găsit el oare floarea înțelepciunii? În dimineața care urmă plecării frățâne său, își lua și el rămas bun de la pereții cei sărăcăcioși și de la florile frumos mirositoare din fața casei și o apucă spre soarea pune. Merse cale lungă, întâlnind câmpii întinse și roditoare, munți semeți și păduri întunecate. Îl bătură ploile, îl arse soarele, dar nu se opri decât atunci când întâlni o mulțime nesfârșită de oameni. Bine v-am găsit, le spuse, dar ce putere va aduna pe toți în locul acesta? Te găsești pe tărâmul oamenilor nefericiți, călătorule. Aici se adună oameni din împărățiile învecinate și timp de 3 zile pe an își împărtășesc unii altora suferințele, pentru a-și ușura sufletul, ori pentru a găsi un sfat. Nemai auzit lucru, gândi băiatul, hotărând să rămână o vreme printre acei oameni. În cele 3 zile își plecă urechea la cele mai felurite suferințe și ascultă atâtea istorii până ce simți că îi se umple sufletul de pelin. Luând asupra sa o parte din năpasta acelor oameni, Prâslea înțelese că nefericirea nu dormea numai la căpătuiul celor nevoiași. După cele 3 zile, nu mai era suferință pe care să n-o cunoască. Luându-și rămas bun de la noi săi prieteni, Prâslea trase aer în piept, se rugă de sănătate și merse la ale lui.
După un drum lung, ce străbătea meleaguri cu păsări cântătoare și grădini înflorite, ajunse într-o țară de care nu mai auzise nici când. Ce nume poartă împărăția aceasta? Vreau să cunoască el. Te afli în țara tăcerii, drumețule, spuse un oarecare. Nemai auzit nume. De ce se numește astfel? Pentru că feciorii de prin partea locului, cât și străinii care ne calcă ținutul, este musai să îndeplinească un canon. Ce fel de canon? Timp de un an încheiat, ei colindă în lung și în lat împărăția, luând aminte la tot ce se întâmplă. În acest răstimp, ei privesc și ascultă fără a putea grăi. Dar de ce nu le este îngăduit să vorbească? Moșii noștri au socotit că numai după un an de tăcere și de învățătură oamenii pot grăi cu folos. Altminteri, nu mai își răcesc gura de pomană. În acest an, gândurile lor prind cheag, iar cunoașterea li se îmbogățește fără a fi stricată de vorbe nechipzuite. De atunci, flăcăul se supuse canonului, perindându-se pe unde îi venea la socoteală. Zi de zi căpăta noi cunoștințe, iar mintea sa devenea tot mai ageră. Când se sfârși anul, vorbele sale erau cu adevărat mai înțelepte. Mulțumi locuitorilor din țara tăcerii pentru tainele căpătate și-și căută de drum. Înțelepciunea îi făcea inima ușoară, calea mai lesne de străbătut, iar singurătatea mai ușor de îndurat. Într-o noapte făcuse popas pe malul unei ape. Spre dimineață îi se ivi părintele său în vis și îi zise: Fiul meu iubit, sunt tare mândru de tine. Ai ales drumul cel mai nimerit și ai deprins o învățătură neprețuită. Dacă nădăjduiești să ajungi la floarea înțelepciunii, îndreaptă-te mai întâi spre izvorul cunoașterii pământului. Apa lui îți va dezvălui toate secretele. Du-te, fiul meu, și folosește cum se cuvine puterea pe care ți-o va da floarea. Se trezi mai devreme și o apucă spre apus în căutarea izvorului. În câteva ceasuri ajunse. Bău din apa lui cu sete, după care lăsă în urmă izvorul și se îndreptă spre câmpia cea parfumată unde creștea floarea înțelepciunii. Merse zi și noapte până ce drumul se mântui. Acum, înaintea sa, se întindea o câmpie cum nu mai văzuse nici când, plină de flori minunate ce dădeau un miros aproape dumnezeiesc. Dintre toate, numai una îi făcea trebuință. Ca să o culeagă, era musai să aștepte clipa când soarele avea să ajungă în înaltul cerului. Când îmbujoratul se nimeri în locul cu pricină, flăcăul nostru se aplecă fără ezitare, culese floarea cu sfială și o puse la chimir. Ducând cu sine plăpânda floare de drăgaică, o apucă fără zăbavă spre casa de care îl cuprinsese un dor nemărginit. Trecu prin aceleași locuri și, într-un târziu, ajunse în țara dumisale. Acolo, ce să vezi? Frățâne său, care păsămite ajunsese împărat, devenise un om setos de putere, desfrânat și crud. Nimic nu-i mai sta înainte. Având iarba puterii asupra sa, era cu neputință să nu dobândească ceea ce își punea în gând. Prâslea, ce să facă? Se mulțumi cu casa părintească și începu să cultive ogorul, de care fratele său nici nu voia să mai știe. Dacă trecu ceva timp și oamenii văzură înțelepciunea flăcăului, ca și meșteșugul lui în a tămădui feluritele suferințe, începură să-i calce pragul pentru a temiri. Temiri ce? Unii veneau ca să primească un sfat și nu se întâmpla să plece nepovățuiți.
Alții, care umblaseră fără spor pe la toți doftorii, veneau să-și găsească leacul și trebuie să aflască nici ei nu plecau netămăduiți. Când îi veni vremea, își lua nevastă tânără, frumoasă și curată la suflet, măcar că era săracă lipită. Acum avea cu cine împărți puținul pe care l-agonisea de munca ogorului. Anii treceau și prâslea devenea cunoscut în cele patru țări. Veneau la el oameni fără nicio nădejde. Îi primea pe toți și, fără să le ceară vreo plată, îi vindeca și îi sfătuia. Vezi bine, înțelepciunea îl făcuse deopotrivă cunoscător de taine și iubitor de oameni. În toată această vreme, măria sa Craiul trăgea foloase cum putea mai bine de pe urma ierbii puterii. Îi crescuseră nemăsurat averile, iar pântecul cel îndestulat se răsfrângea precum coca peste marginea copăii. Înconjurat de lingușitori renumiți peste mări și țări pentru meșteșugul lor, dădea porunci tot mai aspre, care îi făceau pe bieții nevoiași să suporte din ce în ce mai greu birurile neomenești. De nenumărate ori Prâslea se gătise să meargă înaintea împăratului și să-l dojenească pentru nelegiuirile lui, dar de fiecare dată chipzuise că încă nu a venit sorocul unei astfel de înfățișări. Se nimeri ca într-o zi Craiul să-l cheme el însuși înaintea sa. Ce se întâmplase? De la o vreme, împărăteasa căzuse la pat și, cu toată silința vracilor, nu i se aflase leacul. Dacă văzu așa, măria sa își călcă pe inimă și îl chemă pe umilul înțelept, măcar că nu dădea o parachioară pe dragostea de care acesta se bucura în rândul oamenilor. Înțeleptul intră în iatacul împărătesei și, cum nu erau taine pe care să nu le știe, îi dădu niște plante care o sculară în picioare cât ai clipi din ochi. Așa este, luminate împărate, că puterea nu ți-a fost de niciun folos spre a tămădui muierea dumitale? Întrebă Prâslea. Așa este, înțeleptule. Mulțumit de răspuns, fratele cel mic plecă la casa lui. Mai trecu un timp și fu din nou chemat înaintea Craiului. De data aceasta, poporul, nemulțumit de birurile nebunești, amenința cu răsmerița tocmai când un împărat dinspre miază zi se pregătea de luptă. Înțeleptul aduse înaintea scaunului împărătesc țăranii destoinici și legrei. Oameni buni, dacă măria sa vă micșorează birurile, binevoiți să mergeți la oaste pentru a vă apăra țara? Mai încape vorbă, zise oamenii. Te învoiești, împărate, să micșorezi birurile? Mă învoiesc, zise el, dacă nu a avut încotro, bucuros totuși că scăpase de răzmeriță. Mulțumiți, țăranii luptară mai bine ca niciodată și dușmanul fu izgonit numai decât din țară. După așa ispravă, fratele cel mic spuse din nou Craiului. Așa este, măria ta, că puterea nu ți-a slujit la nimic nici de astă dată. Adevărat, recunoscu el cu jumătate de glas. Omul cel înțelept tăcu și se duse la ale sale. Muș vreme depână ce mai depână din firul său nesfârșit și iată că trimișii împăratului bătură pentru a treia oară la poarta înțeleptului. Ce se întâmplase? Acum însuși cărmuitorul căzuse bolnav și, temându-se că va închide ochii, era frământat de fel de fel de gânduri. Milostivule, grăi împăratul, mi-e teamă că mor și tare aș vrea să mai văd odată fratele pe care în ticăloșia mea l-am dat uitării. N-aș vrea să închid ochii înainte de a-i cere iertare. Ajută-mă să-l găsesc și te voi face omul cel mai pocat din împărăție. Sărmane, tot la bogăție-ți stă gândul când trupul tău stă gata-gata să-și piardă sufletul bolnav de atâta trufie. Împăratul nu zise nimic.
La ce folos iarba puterii măria ta, dacă ea te-a orbit într-atâta încât nu-ți recunoști fratele? Tu, zise împăratul plângând, tu ești frățioare? Eu, măria ta, cel care a ales floarea înțelepciunii. Bună alegere ai făcut, mai zise împăratul și se stinse, sfărâmând în pumn ce mai rămăsese din iarba puterii. Dacă văzura așa, supușilul urcară pe prâslea în locul împăratului răposat și se bucurară câte zile au avut de binefacerile florii înțelepciunii.